Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjeană, prima din nou sezon. Revine la microfonul emisiunii noastre doamna Marcela Mrejeru, directorul Colegiului Tehnic Henri Coandă din Târgu Jiu. Bine ați venit! Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră. Le spun bună ziua și urmează o seară frumoasă, sper, pentru toată lumea. Prima problemă, n-ați prea avut vacanță în această vară datorită faptului că ați avut extrem de multe lucrări la nivelul liceului. De fapt, mai aveți încă, că nu le-ați terminat. Pentru noi a fost o vară fierbinte și la propriu și la figurat, dat fiind faptul că am trecut printr-o perioadă de secetă. Într-adevăr, la nivelul școlii sunt foarte multe lucrări pe care le executăm prin intermediul primăriei Târgu Jiu. Consiliul Local s-a implicat foarte mult și am reușit să obținem aprobarea realizării unor lucrări pe care ni le dorim de mai multă vreme. Este vorba de schimbarea acoperișului în totalitate, acoperișului clădirii liceului. Se va realiza, este proiectul aprobat, este proiectul băgat pentru licitație. Pentru executarea acoperișului la sala de sport, de asemenea se execută și se finalizează, nu o să mai fie foarte mult timp, lucrările de zugrăvire fațadă exterioară la școală. De asemenea, urmează ca în perioada, în săptămâna următoare, dacă nu zilele acestea, să începem lucrările de renovare a centralei termice, care, așa cum am mai spus, este una dintre cele mai vechi centrale termice de la școlile din orașul Târgu Jiu. Bun, deci lucrări ample, după cum am spus. Școala e un șantier de câteva săptămâni bune, practic toată perioada aceasta de intermezzo între examene a fost plină și până la începutul anului școlar a fost plină, iată, de aceste lucrări. Și stadiul lor, deci, sunt gata pentru început debutul noului an școlar? Eu zic că se vor finaliza. Acoperișul săptămâna viitoare consider eu că se va realiza, este realizat în proporție de 3 sferturi, mai sunt câteva și sunt lucruri de finețe, de pe coamă, pe ce am auzit pe lucrători. Săptămâna viitoare se finalizează acoperișul și săptămâna viitoare de asemenea se finalizează și lucrurile pentru zugrăveala exterioară. Avem de asemenea de realizat, lucrătorii, muncitorii au de realizat o nouă intrare pentru cadrele didactice, adică să schimbăm puțin intrarea profesorilor. Dumneavoastră știți, era o intrare forțată, realizată după ce planul a fost după modificările de-a lungul anilor făcute după ce planul a fost modificat, întrucât atunci când s-a construit liceul trebuia să fie o intrare prin față și trebuiau demolate anumite case. Nu s-a mai întâmplat lucrul acesta și a fost bine până la urmă, oamenii și-au văzut în continuare de... Dar a trebuit să se modifice cumva intrarea profesorilor, intrarea principală, și nu are cum să vă spun, nu are aspectul unei intrări într-o principale. Instituție exact. Importantă. Ca iar să spun așa. Primăria și domnul primar a fost de acord cu lucrul acesta, Consiliul Local de asemenea, și așteptăm ca săptămâna aceasta, atâta vreme cât se lucrează, cât se execută aceste lucrări, să demareze și... Apropo de aceste pregătiri, nu întâmplător am început cu dumneavoastră beneficiarul unor lucrări, ca instituție vorbind, beneficiarul unor lucrări ample, dar se întâmplă un lucru. Sunt la nu știu care primărie din județ, chiar la primăriile din orașele mai mici, în care practic la școli nu se face mare lucru. Sunt și excepții, adevărat, unele plăcute, dar sunt în foarte multe locuri și mai ales în comunele rurale, că ele sunt clar în mediul rural, nu se găsesc bani pentru școli decât într-o mică măsură. La Târgu Jiu, în general, s-au găsit bani pentru școli.
foarte multe dintre școli arată bine și planurile sunt și pentru viitor. Eu știu că și în fiecare an s-a întâmplat să fim sprijiniți de către primărie și de către Consiliul Local. Domnul primar se implică foarte mult, așa cum și dumneavoastră știți lucrul acesta. Verifică de fiecare dată modul în care se și execută aceste lucruri, pentru că aș vrea să vă spun că dumnealui ne-a onorat cu prezența de vreo câteva ori în timpul acestor derulări, acestor lucrări. Totdeauna vine, ne întreabă cum stăm, adică încearcă să calcule să meargă și să se termine la timp, să avem un început de an așa cum trebuie. Da, să înceapă printre schele. Să nu începem printre schele. Și se întâmpla cu ani în urmă, știm ce probleme erau la un debut de an școlar în care prin diverse locuri erau doar schele, se mai lucra o lună, două după începutul anului școlar. Iată că acum lucrurile se fac la timp și de multe ori sunt substanțiale. La noi cel puțin lucrurile sunt vizibile, se văd cu ochiul liber, investițiile se văd cu ochiul liber și dacă și cu siguranță reușim centrala să o modernizăm, chiar sunt obiective pe care domnul primar ne-a promis că se vor întâmpla, le vom realiza și s-au realizat. Acum este o preocupare pe care o are dintotdeauna domnul primar pentru școlile din municipiul Târgu Jiu. Ca dovadă că are și o relație foarte bună cu toți directorii, cu inspectoratul școlar, adică este o comunicare extraordinară între toate aceste componente. E foarte bun acest exemplu și pentru ceilalți care nu fac așa, mă refer la că există primărie, există primari care au cam uitat de școli și dovadă este că de fiecare dată de început mai avem în Gorj școli care nu au autorizație sanitară, mai avem în Gorj școli în care nu s-a investit niciun leu de foarte mult timp de către primării, pentru până la urmă școlile sunt oglinda unei localități, indiferent că vorbim de Târgu Jiu, de ultimul sat din Gorj sau de capitala țării. Vorbeam de o vară extrem de fierbinte și la propriu și la figurat, o vară pe care a trebuit să o traversăm tot sectorul de învățământ, asta și în special în sensul că ați fost implicat în toate etapele acestea de examene naționale și de alte evenimente care s-au desfășurat. Haideți să facem o trecere în revistă, pentru că Gorjul a traversat bine aceste examene naționale. Suntem, de fapt, în, să spunem așa, în plin examen de bacalaureat ediția a doua. Da. Fără evenimente, însă cu foarte mulți absenți, apropo de foarte mulți absenți, copiii probabil au considerat că nu sunt pregătiți la momentul acesta și mai bine au renunțat. Lucrurile sunt firești, până la urmă sunt normale. Examenele acestea naționale trebuie să aibă într-adevăr această calitate, corectitudine și normalitate. Până la urmă, elevii trebuie să înțeleagă că cel mai important lucru este să învețe și să vină la școală, să-și respecte instituția, să respecte instituția și cadrele didactice, să respecte persoanele din jur. Într-adevăr, am parcurs o vară fierbinte în contextul în care am trecut de la competențele care s-au desfășurat la nivelul fiecărui liceu în parte, la examenul național care s-a desfășurat, așa cum știm, în mai multe centre și care a avut un element de noutate, faptul că anul acesta lucrările n-au mai fost evaluate, lucrările elevilor noștri au fost evaluate într-un alt județ și noi am primit la rândul nostru lucrări dintr-un alt județ. Lucru care a fost bun a și fost care... Bun sau rău? Până la urmă, a favorizat copiii sau a defavorizat copiii? Cum ați văzut ca dintre cei implicați în evenimente? Să știți că, spre deosebire de anul trecut, procentul a crescut un pic mai mult. Adică, până la urmă, nu au crescut foarte mult, poate și faptul că anul trecut s-au mai speriat, poate și faptul că pregătirile, orele de pregătire suplimentară, că știți că toată vara aceasta noi am avut un program de pregătire suplimentară destul de intens, n-au venit foarte mulți, dar aș vrea să vă spun că au venit cu consecvență 5, 6, 7, 8, 10 elevi, deci elevii care și-au dorit cu tot din adinsul să promoveze acest examen, au fost toată vara la
orele de pregătire. Cel puțin la mine la școală am avut elevi care n-au lipsit ca ceasornicul. La orele de matematică au venit, la orele de biologie au venit. Aici am avut un pic mai multe problemuțe în sensul acesta. La română au fost, dar au avut în mare majoritate a lor peste 5. 5 și 6. Și la matematică am avut note bunicele anul acesta. Rezultatele la noi nu au fost așa cum ne-am dorit, foarte, foarte bune. Este și greu să avem rezultate foarte, foarte bune. Se lucrează foarte mult, dar elevii noștri vin cu medii, știți și dumneavoastră, destul să spunem, de mici. Medii mult sub 5. Medii mult sub 5, aceasta este realitatea. Da, și în 4 ani el a trebuit transformate să ajungă peste 6. Să ajungă la 6 este foarte greu. Atunci ei se opresc la 5. Și la mine la școală, de exemplu, la Colegiul Tehnic Henric Coandă, am avut 28 de copii care au avut între 5 și 10, au picat la medie bacalaureatul, pentru că ei au luat 5, dar au picat la medie. 5-50, 5-98. Și aceștia, cu siguranță, și eu mă bazez pe faptul că ei vor promova acum în toamnă, pentru că, repet, au venit la orele de pregătire. Copiii s-au mobilizat și am avut și diriginții care s-au implicat, recunosc și acest lucru. I-au sunat, profesorii i-au sunat, au venit. Și probabil vor merge pe o singură probă. Sau, exact. Automat concentrarea adică aduce. Copiii merg pentru mărire până la urmă, pentru că, așa cum am spus, ei cinciul l-au luat. Cred că și aceasta este o problemă pentru colegiile tehnice, pentru liceele tehnice. Atâta vreme cât ei intră cu 3 sau 3,50, la bacalaureat să ia 6, așa cum am spus și dumneavoastră, este greu sau foarte greu, dacă nu chiar foarte greu. 5-ul ar fi o notă într-adevăr de promovare, că asta este nota de promovare până la urmă și la școală. 5-ul este nota de promovare. Ștacheta la 6 este destul de măricică pentru colegiile tehnice. Ar fi o propunere, deci, doar pentru colegiile tehnice să avem o promovare de la 5 sau să avem, să zicem, un alt tip de bacalaureat pentru liceele tehnice, propunere care s-a mai făcut. Ar fi foarte bine și un alt tip de bacalaureat, pentru că atunci când intră la un colegiu tehnic, știu că merg pe un alt tip de bacalaureat, unde nivelul la matematică este puțin mai scăzut și matematica este întotdeauna o mare, mare problemă pentru ei. Este și română în cele din urmă o problemă, dar dacă se dă examenul diferențiat, eu zic că lucrurile s-ar mai rezolva. În sensul că ai intrat cu 3 și cât o fi, până la urmă ajunge să ia șasele în condițiile în care programa lui este alta decât acelui care merge pe Colegiul Național și, mă rog, acolo s-a intrat cu 7, cu 8, cu toate că de la o vreme și acolo mediile au mai scăzut. Da, apropo de aceste, că am trecut pe nesimțite și la propuneri și asta, o să mai vorbim și despre schimbările din legea educației care se tot prefigurează, dar avem și am văzut dezbaterile din această vară extrem de pline. Bine, unele au fost clar legate de rezultatele de la evaluare națională și de la bacalaureat, examene care se dau peste tot și o să mai revin asupra acestui subiect, însă apropo de media minimă, că aici e o problemă, se discută tot mai mult de acea măsură a ministerului luată în urmă cu 2 sau 3 ani, de fapt prin legea din 2011, cred 2011, că s-a luat măsura, da, prin care definitivatul a fost urcat ca medie de la 7 la 8, deci ca medie minimă, și aici provocă mari probleme în sensul că procentul de probabilitate a definitivatului a coborât undeva sub 50% de vreo câțiva ani. Iar noi vrem în sistem noi cadre, pentru că e un personal din ce în ce mai în vârstă, deci pe o parte nu-l atragem cu salarizarea, pe partea cealaltă nu-l atragem cu aceste examene, da, care, iată, devin din ce în ce mai dure. Cum vedeți această situație? Din punctul meu de vedere, nota este destul de mare. Nota 8 este destul de mare și asta pe de o parte. Pe de altă parte, subiectele nu sunt în cea mai mare măsură de specialitate. Ori profesorul predă specialitate, el predă matematică. Partea de metodică se învață în timp.
în 2 ani de zile este foarte greu să asimilezi metodică și pedagogie astfel încât să ajungi la 8. Asimilezi eventual teoria, asimilez, dar în caz, exact. Experiența. Experiența este greu de, adică se dobândește în timp și asta o știm cu toții și chiar dacă memorez metode și le memorez într-un timp pentru un examen care după o lună și jumătate știm foarte bine, memoria de scurtă durată își face apariția, dispar. Adică lucrurile trebuie să fie cumva firești. Aș vedea mai degrabă subiecte de specialitate, întâi pe specialitate. Omul care vine la catedră trebuie să știe matematică, istorie și cum să le facă, este adevărat, dacă, și cum să le predea. Este adevărat, dar poate să învețe dacă are deschidere și este dispus, poate să învețe în timp să capete această experiență, mergând la cursuri de formare, participând la cercurile noastre, schimburile de experiență care sunt foarte bune pentru cei care intră în sistem. Și aș scădea la 7, că și noi am dat cu 7, noi așa am prins generațiile noastre. Au fost generații, dar au prins și cu 6. Au fost generații și au prins cu 6 și nu cred că sunt mai slab decât cei care intră cu 8 acum. Adică sunt oameni care stăpânesc până la urmă. Cum se împacă chestia asta? Pe de o parte, clamăm, domnule, nu vin în învățământ decât tinerii mai slab pregătiți sau care nu-și găsesc loc de muncă în alte domenii. Deci, pe de o parte, spunem chestia asta, recunoaștem, spunem că nu sunt bani în învățământ, salariile sunt neatractive și automat nu vor să vină, dar cu toate acestea le punem și această barieră cu media de acum, n-aș vrea să fiu răutăcioasă cu cei din învățământul universitar, dar problema pornește cam din jurul, din această zonă, pentru că dumnealor știu foarte bine cam cum sunt pregătiți cei care vin în sistem. Și atunci, probabil, se încearcă măcar o triere la nivelul acestor examene de definitivat. Cu toate că nu se mai evaluează și aceasta este o problemă. La aceste examene de definitivat și titularizare, acestea nu se corectează neapărat în centrele universitare. Sunt preuniversitarii care corectează. Iarăși este, adică ar trebui totuși un profesor universitar să corecteze lucrările de la titularizare sau de la definitivat. Sunt cei mai în măsură să pună note pentru cei care participă la astfel de examene. Da, o idee foarte bună. Așa am participat noi și n-am avut probleme. De asta vă zic că nu este rău să ne uităm puțin la experiența din trecut. Știți foarte bine, noi suntem profesori de istorie. Istoria ne învață. Important este să și vrem să învățăm ceva din trecut, din nu numai viitorul, ne uităm în perspectivă, cu siguranță că asta este mersul lucrurilor, dar trebuie să adunăm din urmă ce a fost bun. Apropo din experiența celorlalți. De experiență bună sau mai puțin bună și de propunerile acestea care se pare că vor fi aduse, de fapt, la modificările care sunt în dezbatere și vor fi aduse la Legea Educației Naționale în această toamnă, una din ele vizează, ar fi ca media de titularizare în învățământ să urce de la 7 la 8. E adevărat că acum sunt foarte mulți care obțin medii de 9 sau de 10 care n-au ce face cu ea, în sensul că nu sunt posturi. Are vreo relevanță faptul că creștem de la 7 la 8? Va aduce ceva bun o asemenea idee? Nu, acum neapărat. Părerea celui cu experiență. Nu neapărat. Poate să fie și o simplă întâmplare să iei o notă. Știm foarte bine de la examenele noastre. Poți să ai norocul sau să piși, să piși pe subiect. Asta știm, că am participat, am avut sute de examene pe care le-am parcurs și asta este. Unii au învățat tot timpul. Că știind că sunt ghinioniști, au învățat ca să nu aibă ghinionul să nu știe. Alții merg și pe noroc. Poți să ai noroc și de ce să mergi la noroc? 8 mi se pare deja o notă foarte, foarte mare. Este mult. Bine, se tinde spre calitate. Sunt de acord cu lucrul acesta. Dar ar trebui întâi să facem o selecție a celor care intră la facultăți, pentru că de acolo pleacă, adică să o luăm gradual cu acest element de calitate, de introducere a calității. Facem o admitere la facultate, după aceea, într-adevăr, intră cei care sunt buni și pe urmă, într-adevăr, poți să le ceri nota 8. Dar e o altă problemă și asta nu se referă doar la învățământ. Apropo, de divagăm puțin de la subiectul discuției noastre, dar mi se pare relevant aici. Ne plângem că școlarizăm medicii și pleacă în străinătate. Școlarizăm chiar informaticieni, pleacă în străinătate.
ba chiar avem profesori care fac carieră în țările Europei de Vest și mulți alți specialiști din diverse economii și toate celelalte. Cum ar fi, apropo de cei pentru învățământ, ar mai fi, și era odată, la un moment dat, o lege prin care puteau să facă contract ca atunci să vină, când sunt să vină în învățământ, dar măcar, sau în învățământul rural, ceva de acest gen. Și pe, prin alte țări se poate. La noi de ce nu se poate face acest lucru? E vorba până la urmă de voință, de voința politică. De acolo pleacă toate. Na, ne raportăm la politică pentru că asta este. Suntem într-un stat democratic de drept și politica este cea care până la urmă dictează. Aleșii noștri sunt cei care vin cu propuneri, sunt cei care fac legile. Chiar dacă uneori propunerile pot să vină și de la sindicate. Sindicatele se mișcă mai greuți așa, de la o vreme încoace. Așa mi se pare mie. Păi nu, asta e părere, e o părere destul de mediat sau de prezentă printre cadrele didactice. Dar, întorcându-ne acum la cele două mari examene naționale care au implicat copiii, pentru că avem două examene mari naționale, evaluare națională, bacalaureatul, care are țintă copiii în fiecare an, și două, definitiva și titularizare pentru profesori. Deci, cel puțin cele patru examene trecem în fiecare an prin ele, cu mai bune sau mai puțin bune rezultate. Apropo de această evaluare națională, care e urmată, bineînțeles, de admiterea în liceu, care a fost continuă, cred, cumva, și aș vrea să, mai ales că veniți de ca reprezentant al unui liceu tehnic, cum vedeți aceste lucruri? Totuși, se vede cumva ca o cenușereasă învățământul tehnologic, deci în continuare toată lumea, sau foarte mulți dintre copiii buni, se centrează pe liceele teoretice, deși practic, dacă nu faci o facultate, n-ai ce face cu liceul teoretic. În schimb, aici vin, cum spuneam, copiii cu medii mai mici. Asta pe de o parte. Deci, ce, să zicem, cum vedem aceste lucruri. Și iată că vine și o propunere a Ministerului, prin care, nu numai că nu simplificăm această metodă. Bine, a existat și propunerea să se renunțe, mediatizată propunerea, să renunțăm și la evaluare națională și la bacalaureat. Practic, un lucru, nu cred că s-ar putea face acest lucru. Dar propunerea Ministerului, la dezbaterile acelea care le-au făcut deja cu diverse comisii și paracomisii, este ca să avem atât treapta a doua de liceu, ne întoarcem la examenul dintre a 10-a la 11-a, să avem deci, mai întâi, să avem treapta întâi, deci evaluare admitere națională și admitere în liceu, deci două examene diferite, apoi treapta a doua și eventual și bacalaureat diferențiat. Ideea fiind că dacă tot avem evaluări acum la a doua, la a patra, la a șasea, la a opta, să avem și la a zecea, de exemplu, partea aceea cu treaptă, reintroducerea treptei a doua. Cum vedeți aceste lucruri? Au și aspecte, adică și părți bune și părți mai puțin bune din perspectiva liceelor tehnologice. Pentru că liceele tehnologice cu admiterea, știți că ar fi chiar o problemuță. S-ar înscrie foarte mulți la colegiile naționale. S-ar înscrie. Oare? Așa am avut înainte vreme. Am prins vremurile acestea. Da, eu zic că picau la aceste, îmi cer scuze, picau la aceste colegii naționale și erau redistribuiți după aceea, făceam noi examen. Făceam și noi examen cu cei care erau înscriși și după aceea mai făceam examen, mai făceam odată un examen cu cei care picau sau veneau cu mediile de la colegiile acestea naționale. Unii își cunosc, au simțul măsurii, dar nu toată lumea are simțul măsurii. Și atunci merge pe medii, pe notele din generală, pot fi înșelătoare uneori. Sunt subiective notele. Dar copiii noștri nu mai prea sunt obișnuiți să dea examene. Nu cumva am avea și situația cealaltă în care să-i spună, bă, dacă te duci la colegiul național nu știu care, dai examen, dar dacă te duci la colegiul tehnic nu știu care, nu dai. Și atunci el să aleagă de la început colegiul tehnic. Eu spun cum era odată, asta era aspectul mai puțin favorabil nouă. Da. Celălalt aspect care ne favorizează, așa cum spuneți, este reprezentat de faptul că, într-adevăr, copiii nu sunt obișnuiți, nu mai sunt obișnuiți cu examene, cu modul acesta de a da din 2 în 2 ani
câte un examen și atunci cu siguranță s-ar îndrepta spre liceele tehnologice care nu organizează, pentru că pentru a organiza un astfel de examen trebuie să ai concurență. Atâta vreme cât tu ai 30 de locuri și ai 30 de candidați, nu mai organizezi examenul de admitere. Ei ar face lucrul ăsta, sunt convinsă, pentru că în mare măsură unii s-ar duce la colegii naționale, cei cu pretenții într-adevăr, dar cred că ar fi un aspect bun. Cu media minimă, ce facem cu ea? Pentru că dacă îmi vine, să zicem, ar trebui clar să se pună condiția să fie toți peste 5. Pentru că dacă venim în continuare cu cel care a dat evaluarea națională și a luat 2 și ceva, și totuși îl băgăm că face cu media din 5-8 și îl ducem la un 3 sau un 4 și îl băgăm la liceu, iar rămânem cu aceeași problemă, indiferent cum ar fi sistemul. Da, ar trebui să cumva să revenim la ceea ce am mai discutat noi, școlile profesionale. Acolo, deci la liceu să fie 5. Sunt în momentul știu, de față, dar noi avem, dar noi avem căutate. Clasă. Da. Sunteți în situația în care e căutată, deci dar sunt altele făcut clasa, într-adevăr, dar sunt unii care nu și-au făcut, da, într-adevăr, clasele de profesional. Asta ar trebui să fie firescul. Deci cei care nu ia 5 să la liceu, admiterea, să vină la școala profesională, așa cum era odată, urmând ca ulterior să parcurgă seralul și pe urmă poate să meargă și deja, la facultate. Deja începem să nu mai avem seral, e o tendință generală. E o tendință generală. Acum, având clasele de profesională, cu siguranță avem seral, că ele merg în continuare. Da. Deci cele care sunt acum în școală continuă după cei 3 ani de profesională și continuă apoi studiile cu liceul seral și pot să-l termine fără niciun fel de problemă. Adică introducerea admiterii poate fi și bună și mai puțin bună pentru colegiile tehnice. Întotdeauna noi încercăm să experimentăm, aceasta este o problemă. Dacă s-ar introduce în învățământul preuniversitar, să se introducă atunci și în învățământul universitar. Cu atâtea admiteri în învățământul preuniversitar, mă gândesc că poate, până la urmă, se va introduce admiterea și în învățământul universitar și bacalaureatul n-ar mai avea nicio relevanță pentru cei care merg la și dau admitere. Bine, ar avea ca o etapă de parcurs în sensul, da, să știm, adică că o relevanță liceul, în sensul de medie. Da. Dar nu să fie practic examenul de admitere, că practic, ani de zile, este, da, ani de zile asta a fost și de asta a și fost presiunea fantastică. Foarte mare. Pe examenul pe de note, bacalaureat. Pe examenul de bacalaureat, ori atunci când lucrurile se întâmplau așa cu admitere și cu treapta a doua, admitere la a noua și treapta a doua, bacalaureatul n-avea niciun fel de importanță, dădeai bacalaureatul, trebuia să-l iei și apoi te duceai la facultate. Dădeai bacalaureatul, eu am dat bacul la matematică, fizică și română și am intrat la istorie. N-avea nicio importanță matematica, da, și fizică. Păi, și acum sunt cam aceleași lucruri. Că sigur avem că copii, da, care termină la colegiul dumneavoastră și merg la medicină, merg la medicină sau, da, merg la drept. Sau deci la drept. Care n-au nicio bine, sau medicina la zice că ar fi că intre pe aveți pe protecția mediului sau, da, ceva. Dar merg de la alte profile care ajung, da, acolo. Psihologie. Și merg, da, la psihologie, da, în București. Bun. Eu aș vrea să provoc o discuție, mai ales că profit de am un coleg de istorie. Un lucru. Noi facem reformă din 25 de ani. Am avut fiecare ministru cu reforma lui. Dar, în fine, asta știm, deja se e un leitmotiv. Însă, principalele lucruri care s-au schimbat în ultimii ani sunt cel puțin 3. Învățământul coborât la 6 ani. Clasa pregătitoare, grupa 0, fost așa. Avem acum tendința de a ne întoarce la treapta a doua. Avem o tendință de a ne întoarce la uniformă sau ceva asemănător. Ar trebui. Lucruri, da, dar lucruri care le-am avut și înainte de 89. Deci, practic, ne-au trebuit 25 de ani să ne dăm seama că sistemul dinainte de 89 avea lucrurile lui bune, mai puțin trebuia practica agricolă sigur sau asta, da, deși poate și a avut un rol bun în sudarea colectivelor și alte lucruri. Și responsabilizarea elevilor. Cum vedeți această curbă care ne-a ținut 25 de ani în loc? Păi, revin la ceea ce spuneam referitor la clasa politică. Ei sunt cei care încearcă pe experimente,
pentru că până la urmă n-au o unitate în gândire, din punctul meu de vedere. Adică pe lucrurile mari, pe lucrurile foarte importante pentru societate, pentru țară, cum este educația, cum este sănătatea, ar trebui să aibă niște proiecte comune, niște lucruri comune. De aici până aici le facem împreună. De aici treaba domniilor voastre, cum le judecați. Adică să fie niște lucruri pe care să meargă și care să pună, să sudeze cumva scheletul acesta, pe care apoi să pună ceea ce doresc dumnealor, alte norme, alte metodologii. Dar lucrurile importante la noi au fost întotdeauna, ca de obicei, băgate în hățișul de lucruri mărunte. Ne-am cramponat de lucrurile foarte mărunte, am renunțat la ceea ce era bun, pentru că uniforma, toată lumea blamează uniforma. Păi un liceu de elită se identifică în primul rând prin uniformă. Și asta este și în învățământul prin uniformă, deci în Occident, da. Lucrurile sunt foarte importante. Tot în Occident, că tot luăm noi modelul occidental, cu toate că ei au venit și au conspectat pe la noi, pe la arhive, reforma lui Spiru Haret, erau prin București disperați francezii să caute, în timp ce eram eu la facultate, căutau și ei, adică nu, la doctorat, și își căutau ceva despre Spiru Haret, destul de ciudat pentru mine la vremea respectivă. Deci ar trebui și noi ar fi trebuit să ținem seama de lucrurile bune, așa cum a spus, și să avem proiecte comune. Clasa politică să aibă niște proiecte comune. Dom'le, sănătatea, justiția, astea sunt lucrurile importante. Și Constituția să fie pe înțelesul tuturor. Suntem profesori de istorie. Americanii au Constituție de la 1787, cu amendamente, cu tot ceea ce au vrut ei să mai adauge. Dar a fost făcută pe înțelesul oricărui american care știa să citească. La noi lucrurile sunt foarte complicate, pentru că dacă iei Constituția, sunt cel puțin pe o pagină 10-20 de termeni pe care un om de la țară nu îi va înțelege niciodată. Părerea mea este făcută de oameni care vor să demonstreze că suntem foarte deștepți. Părerea mea strict de jurnalist și nu vreau să fie atac politic sau ceva, că nici de la Curtea Constituțională nu înțeleg de multe ori și dau alte aberații de interpretare. Au lăsat, asta e altă treabă. Au lăsat să lucrurile să fie interpretabile și atunci când sunt interpretabile, sunt folosite ori așa, ori așa, că știm foarte bine. Suntem în România unde se spune că fiecare lege are două, cel puțin două variante. Da, sau pui într-o dungă și e același lucru. Adică așa ar fi trebuit să se întâmple, dar cum și clasa politică a învățat din mers, n-am avut cine e clasa, care e clasa politică. Clasa politică sunt cei care au fost și înainte membrii de partid. Eșalonul până... 2 din Partidul Comunist. Da, bineînțeles, asta este și nu trebuie să ne fie rușine, pentru că toți am parcurs această etapă. Și asta este, ne o asumăm, indiferent că sunt de la PNL, că sunt de la PSD, și o asumă fiecare dintre dumnealor. Au făcut parte din aceste structuri. Erau totuși 4 milioane de membri la PCR. Bineînțeles. Aproximativ, 3.800.000. În ultima statistică, 3.800.000. Deci, na, lucrurile sunt legate și de clasa aceasta politică, care până la urmă n-a avut o coerență în gândire și reforma noastră s-a sucit ca o spirală și ne întoarcem de unde am pornit până la urmă. Bine, cu micile modificări, pe care puteam să le facem de atunci, din 1990. Spunea, am avut aici în Gorj și la un moment dat, chiar că a invitat pe un alt post de televiziune, pe șefa direcției de învățământ din Landul Bavaria, din Germania. Și a explica, apropo de învățământ, pe învățământ tehnologic, chiar și Germania au o problemă, dar e mult mai bine organizat, dar spunea că începe să fie și la ei o problemă, se întâmplă asta cu 3-4 ani în urmă, însă am reținut altceva foarte interesant, ceea ce n-avem noi, și anume, în momentul când un copil la noi, să zicem, ar pleca cu clasa pregătitoare, sau viitoarea clasa 1, că există și propunerea acum, sau nu în clasa 1, dar tot de la 6 ani, copilul să știe, până la 8-a sunt, deci fac la învățământul primar atât, fac la, până la 8-a sunt la gimnazial secundar sau cum îi spunem, facem liceu secundar superior, fac facultate, de să aibă întregul, să zicem, traseu editorial, educațional până la facultate.
Ei, la noi nu se întâmplă acest lucru. Deci fiecare ministru se schimbă la cel mult 4 ani, dar de regulă într-o guvernare avem și 2-3 miniștri, da. Fiecare cu gândirea lui și practic anul ăsta intri de la 6, anul viitor, bine, asta s-a cam acceptat. Dar mă refer că, a 8-a s-ar putea să fie la... să nu mai fie final și să fie a noua la gimnaziu. Da, totdeauna a fost ăsta. Deci copiii care intrau într-a 5-a sau într-a 1-a nu știau deloc ce va urma. Sau examene. Dai la a doua, dai la a patra, dai la a șasea, dai la... Și acum e aceeași chestie. Vom, da? Acum deja pentru unii treapta începe la... Va fi treapta a doua. Deja cei mai mici sau cei de la gimnaziu zic, aoleu, noi o să prindem treapta a doua. Pentru că s-a auzit știrea. Da, poate să rămână sau poate să nu rămână această propunere. Eu, dacă rămâne... Da, o să, înainte de a merge mai departe cu discuția noastră, o să vă citesc 2-3 mesaje, mai ales că unele sunt provocatoare. Spune cineva, întrebați pe doamna directoare ce părere are dacă să începem școala pe 5 septembrie. E o propunere făcută și s-ar putea să începem de anul viitor, deci pentru 2016. Pentru anul acesta nu sunt de acord, pentru că eu sunt foarte obosită din punctul meu de vedere. Nu se poate anul acesta. Nu se poate anul acesta, da. Dar dacă părinții, dacă elevii, dacă toți cei care sunt angrenați în procesul de învățământ, cadrele didactice, până la urmă sunt de acord și se merge și pe varianta cu săptămâna, o săptămână în plus pentru vacanța de iarnă, dat fiind faptul că iarna este cum este, destul de grea la noi și cu probleme de deplasare. Și consider, cu cheltuieli în încălzire. Exact. Consider că ar fi bine. Deci eu cred că ar fi bine până la urmă, pentru că și vacanța ar începe mai devreme vara. Da, dar hotelierii spun că n-ar fi bine, de exemplu, cei din turism. Cei din turism, păi ei întotdeauna trebuie să profite și să câștige. Asta este, până la urmă, ei trebuie să se adapteze și să aibă regim hotelier și să ne ofere perspective și iarna, să ne plimbăm, să avem trasee turistice și iarna, să avem lucruri de genul acesta, pentru că, na, și vacanța de iarnă este tot atât de benefică ca și cea de vară. Și vara este foarte aglomerat pentru noi. Eu și examenele de titularizare sau definitivale aș duce undeva mai târziu toamna. Pentru că vara, știți foarte bine, la 16 iulie sau 17 iulie, când sunt 40 de grade afară, te topești. Este foarte greu pentru un candidat care începe la examenul la ora 10 și îl termină la ora 2 să stea să se concentreze. Deci orice om. Și mai e și o problemă. Termină anul școlar undeva în 20 iunie sau poate chiar mare activitate, nici timpul de pregătire este foarte redus. Liceele tehnologice îl termină, știți foarte bine, în iulie, pe 10 iulie, pentru că noi avem practică și ne ducem foarte mult, ne ducem și pe 10 iulie. Sunt de acord să începem pe 5, dar nu anul acesta. Da, cineva ne întreabă de ce nu discutați și despre legea salarizării, unde cadrele didactice au rămas tot pe ultimul loc dintre bugetari. Eu sunt de acord. Da. Eu sunt de acord. N-am văzut-o nici eu, spre rușinea mea, dar sunt de acord ca salariile dascălilor să reflecte până la urmă nivelul de pregătire, adică să nu fie mari discrepanțe între salariul dascălului și salariul medicului, pentru că în cele din urmă și medicul și judecătorul și toți ceilalți trec pe la școală pentru a ajunge medic, pentru a ajunge jurist, pentru a ajunge orice. Și atunci de la educație pornește tot, adică ar trebui ca și salariile profesorilor cu siguranță să fie mărite. Din punctul meu de vedere, eu cred că se va discuta. Am văzut astăzi o știre dacă se va lua în discuție de către guvern și mărirea salariilor la profesori, atâta vreme cât la medii s-a mărit cu 25% și că se dorește să se ducă undeva spre acest procent. Acum om vedea, eu îmi doresc. Da, o să, în următoarele săptămâni vă promitem că o să aducem atât conducerea inspectoratului școlar, cât și reprezentanții sindicatelor ca invitați, tocmai în ideea de a afla ultimile vești, mai ales că se prefigurează, deci sunt programate deja niște întâlniri, 14-15 septembrie, pe legea salarizării sau în orice caz pe situația din salarizării cadrelor didactice, iar la sfârșitul lunii august există o întâlnire, o comisie care reunește sindicate, asociații ale părinților, ale elevilor, cu acele propuneri de modificare ale legii educații. Deci, noutăți cu siguranță vor mai veni în sistemul de învățământ. Mai spune cineva,
Ce treabă aveți dumneavoastră cadrele didactice cu legea educației? Trebuie să o respectați așa cum e, spune cineva. Legea educației este pentru cei care participă la actul educațional și care putem să avem. O mare parte din ea este, deci, deși este lege în vigoare, nu se aplică, nu poate fi aplicată. Deci de asta discutăm până la urmă. Da. Nu, și atâta vreme cât suntem prinși în procesul acesta educațional, putem face și noi propuneri, adică suntem membri de sindicat în cele din urmă și sindicatul poate să aducă propuneri la orice lege care privește sistemul de învățământ. Noi respectăm, pentru că asta este în cele din urmă. Problema e să fie aplicabilă. Știți foarte bine că aceasta din 2011 are mari probleme în a fi aplicabilă. Și încă ceva ce s-a uitat pe vremea respectivă și nu trebuia, pentru că tot vorbim acum de dezbatere publică, de faptul că trebuie dezbătută în Parlament, legea educației naționale din 2011 a trecut prin asumarea răspunderii guvernului. Sigur. Nu e prin dezbatere. De asta a și avut problemele și pe care le are și o tot corectăm, de practic făceam una nouă și cred că era mai bună. Dar în fine, asta e o părere personală. Mergem mai departe. O să mai revenim asupra mesajelor pe finalul emisiunii. Apropo de schimbările de început de an școlar, începem anul școlar cu câteva schimbări importante. Una dintre ele care vă vizează direct pe licee, se referă la faptul că începând din această toamnă, în noile consilii de administrație se vor regăsi reprezentanții elevilor ca membri cu drepturi depline dacă au împlinit 18 ani. Cum vedeți acest lucru și cum se aplică? Eu consider că este un lucru foarte bun, atâta vreme cât elevii pot să-și spună părerea vis-a-vis de toate problemele care sunt în școală și trebuie să le și cunoască. Acest lucru înseamnă implicarea mai mare a Consiliului Elevilor în toate celelalte probleme, inclusiv în problemele legate de elevi, de prezență a elevilor, de abandonul școlar, de relațiile cu familia, de prezența familiei la școală atunci când sunt probleme. Adică eu consider că este un lucru extraordinar pentru noi. Atâta vreme cât cu siguranță cei care vor fi aleși sunt într-adevăr cei mai reprezentativi, adică elevii care într-adevăr au merite, care învață bine, care se implică, care au într-adevăr activitate pe care ei o văd și o activitate benefică și pentru școală. Este un lucru bun. Este un lucru bun și dacă 18 ani au drept de vot, învață să și voteze, îi învățăm un exercițiu democratic până la urmă, inclusiv alegerea Consiliului Elevilor este un exercițiu democratic pentru ei, pentru că se fac alegeri exact ca celelalte alegeri care se derulează locale, mă rog, parlamentare și așa mai departe. Adică lucrurile sunt în ordine, mi se par chiar în ordine. Mai multe asociații ale elevilor, chiar Consiliul Elevilor la nivel național, au solicitat imperativ chiar, există chiar acțiuni în instanță, dacă am văzut niște știri de presă, prin care cer ca manualele pentru clasele a 11-a și a 12-a să fie și ele gratuite, cum sunt cele până la clasa 10-a, a 9-a și a 10-a, care sunt gratuite pentru învățământul obligatoriu. Cum vedeți această situație din perspectiva managerului de liceu? Din perspectiva managerului de liceu, care are copii cu probleme familiare, cu probleme economice, în primul rând, pentru că părinții se străduiesc să-i trimită la școală, dar este foarte greu să acoperi și lista manualelor școlare, consider că este un lucru extraordinar, un lucru foarte bun. Statul ar trebui într-adevăr să pună accent pe educație și să ofere gratuit aceste manuale și atunci ar fi și o altă responsabilitate pentru cel care primește manuale. Ar fi o propunere extraordinară dacă s-ar și îndeplini această propunere. Și mai este un lucru legat de programe, că mi-ați săltat mingea așa la fileu cu programa școlară. Programa școlară este foarte încărcată pentru elevi. Sunt manualele de istorie, vorbim de ale noastre, care nu s-au mai schimbat din 2006-2007. Chiar mai devreme. Cele de gimnaziu sunt chiar mai de mult. Și cu toate acestea, deci ele nu sunt adaptate până la urmă. Cu toate acestea, noi le ținem pe astea vechi. Le reedităm pe cele vechi, sunt foarte încărcate. Programa școlară ar trebui cumva simplificată pentru ca elevii, într-adevăr, să
să poată digera toate informațiile, au foarte multe informații. Și de acolo pleacă uneori și refuzul acesta de a învăța. Îi dai 10 pagini la o disciplină, mai ia 10 într-o zi, mai dai 5 la o disciplină, mai ia 3 la o disciplină, greu de crezut că poate să le și însușească pentru a doua zi. Greu de crezut. Ne întoarcem la licee, pentru că cineva ne întreabă, doamna directoare, suntem un grup de părinți dintr-o localitate limitrofă Târgu Jiului și unii dintre copiii noștri sunt elevi chiar la dumneavoastră la liceu. Ce facem cu decontarea navetei care întârzie de fiecare dată și cu banii de liceu unde condițiile sunt destul de grele pentru a fi îndeplinite? Condițiile pentru a prinde bursa bani de liceu nu sunt întocmite de noi, sunt condiții pe care le impune ministerul. Păi nici banii nu sunt dat, banii nu sunt, bani, nu sunt dați de liceu. Banii nu sunt dați de liceu, asta vreau să le spun. Noi dăm banii imediat când îi avem, la noi toate documentele sunt făcute la momentul când trebuie făcute, important este că nu ne ajung banii până la urmă. Da, Nu este, deci nu este, să înțelegem că nu ne disculpăm, dar nu este vina școlii și dumneavoastră sunteți manager și știți lucrul acesta. Banii sunt virați de la minister și trec prin trezorerie și când ajung, ajung. Și atunci îi dăm și noi. Iar banii de liceu, condițiile, repet, sunt făcute de minister, nu sunt făcute de școli. Nici o școală nu are condiții proprii pentru bursa bani de liceu. Am citit mesajul și în ideea de a lămuri această E foarte bine, problemă. Pentru că oamenii trebuie să știe, da, că, într-adevăr, noi ne preocupăm să le... Da. Și în același timp sunt niște avantaje, adevărat că vin, în general vin cu greutate. Cred că în ultima parte a anului școlar trecut, parcă s-a mai reglementat și acest bani de navetă. Au venit mai repede. Da. Într-adevăr, ni au virat mai repede cei de la primărie și trezorerie. Da. Încă o întrebare. Am prins cu bucurie emisiunea dumneavoastră, faceți cât mai multe emisiuni de învățământ, pentru că sunt multe lucruri de lămurit. O enigmă pentru mine este această lege a educației de care tot vorbește toată lumea și toată lumea o schimbă. Ce putem face aici? Da, exact, așa cum am spus. Exact, da, e vorba de clasa noastră politică care ar trebui până la urmă să aibă niște repere în toate domeniile, pentru fiecare domeniu, pentru educație, pentru și care să fie stabile și care să nu le schimbe de fiecare dată când ajung la guvernare unii și alții. Bun, până la urmă, ca să lămurim telespectatorii, școala nu începe pe 5 septembrie, ci a văzut un mesaj acum, ce a înțeles telespectatorul care se uita la noi, începe pe 14 septembrie. Pe 14 septembrie așteptăm la școală, cel puțin la școala mea, cu o școală nouă, cu o școală modernizată, zugrăvită, cu o intrare pentru dascălii la fel modernizată. Cred că o să fim în construcție la sala de sport. Așa, dar asta se poate realiza... E perioada de septembrie-octombrie, orele de sport se mai pot face și afară. Nu, sala este deja, dar are probleme în ceea ce privește infiltrațiile de apă, dar noi nu avem probleme, poate să desfășoare orele oricând. Deci, nu sunt probleme, se poate lucra până în octombrie-noiembrie. Cu siguranță ar mai fi multe de discutat, însă timpul alocat emisiunii noastre s-a terminat. Mulțumesc mult pentru prezență, și vă mai așteptăm la această emisiune. Vă mulțumesc și eu și vă urez o seară bună. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Școala Gorjană. Marcela Mrejeru, directorul Colegiului Tehnic Eric Coandă din Târgu Jiu, a fost în emisiunea noastră. Mulțumim pentru atenție, la revedere!